Când știi că ai luat decizia cea bună, nu ar trebui să mai simți nicio urmă de regret. Și totuși îndoiala îmi cuprinde tot corpul când mă gândesc la ce las în urmă. Poate că nu ar trebui să plec. Poate că ar trebui să rămân și să lupt pentru iubire. Pentru noi. E gata? Imediat. Hai că avem oaspeți. Oh, ce bine arăți. Mătușa, ce faci? Lălia. Uite, m-am gândit să vin să te văd și eu mai des până pleci. Da. Sper că nu te deranjezi. Ei, Doamne ferește, dar știi că ești binevenită mereu. Hai, cafea? Ah, da, n-ar strica. Da, mamă. Și ceva dulce. Da. Da. Și? Ce te-ai gândit să faci? Adică? Chiar ai de gând să pleci? Ah, tu ai venit să mă convingi să nu plec, nu? Mamă. Petru nu s-a culcat cu Alice. I-ai zis? Păi trebuia. Chiar ai de gând să fugi de marea ta iubire? E păcat, mamă. E mai bine așa. O să suferi. Și dacă rămân, sufăr. Nu, Lia. Tu nu înțelegi cât de norocoasă ești să ai pe cineva ca Petru. Nu vezi că el nu renunță la tine orice ar fi? Eu n-am mai văzut așa ceva. Nici eu. Ok, dar iubirea asta n-ar trebui să fie o luptă în continuu. Zău? Și atunci ce vrei să faci? Să fugi? Da, să fug. Ok, sunt lașă. Dacă vrei să spui asta, sunt lașă. Dar iartă-mă, dar doar atât pot acum, îmi pare rău. Vreau doar să plec și să o iau de la capăt, fără probleme și fără să-mi fie frică la fiecare pas. Cred că atât merită. Aseară. Și? Cum a fost? Auzi, tu ai idee de unde știa Alice că o să fiu la mare cu Lia? Mamă, s-a scăpat Marcel. A fost circ total ieri la micul dejun, îmi pare rău. Că nu e circ la noi. Da. Dar tu ce ai? Ce-i cu tine? Ce să fie? Azi e cea mai tristă zi din viața mea. De ce? Pentru că trebuie să semnez divorțul. Păi, și chiar trebuie să-l semnezi? Da. Lia așa vrea. Păi și tu, Petru, ce vrei? Eu vreau să dau timpul înapoi și să nu mai las pe Alice să intervină în căsnicia mea. Asta dar nu vrei. Trebuie să-l semnezi serios. Trebuie să-l semnez. Lia oricum pleacă și dacă nu-l semnez, o să mă urască. Și nu vreau. Știi ce cred eu? Că voi divorțați din prea multă iubire. Serios. Părerea mea. Ța, Petru. Te-ai întors cam târziu aseară. Cafea? Da. Alice, unde e? Nu știu, a luat înainte. Monica, n-ați venit împreună? Asta era culmea să mai și venim în aceeași mașină după ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Mă rog, n-are rost să intrăm în detalii. Circ, cum ziceai și tu. Știi cât e de impulsivă? Eu aș zice nebună. Părerea mea, scuze.
o fi fata asta? Dimineața nu era la ea în dormitor. Nu mă interesează. Tu ai văzut-o aseară? Sau azi dimineață? Mm-hmm. Doamne, iartă-mă, dacă a pățit ceva. Stai liniștită, pe sigur e bine. Abonatul nu poate fi contactat. Vă rugăm. Are telefonul închis. Iarbarea, știi tu aia. Dă-mi drumul sau o să-ți pară rău. O să-mi pară rău? De ce faci, mă ameniți? Ai tupeu. Eu uite în jur. Se pare că ai vreun avantaj, nu? Ce vrei de la mine, idiotule? Să plătești. Pentru ce? Vă fă în culo. Ai mutilat-o pe fica mea. Nu eu, idiotule, nu eu, handicapația. Am confundat-o pe fita. Culia. Știu. Dar intenția contează. Ești importantă deloc, așa e mama copilului lui, nu? Totuși. Nu. Eu sunt un monstru. Știu cum e. După mine nu plânge nimeni dacă mor. Vorbi? Pe ce ar mai fi de zis?
Petru, nu spune asta. Tu ești ca fiul meu, nu vreau să te pierd. Îți pare că te-ai gândit un pic cam târziu la asta? Știu că-ți vine greu să mă crezi. Dar îmi pare foarte rău. Pentru tot ce a făcut Alice, pentru tot ce face ea. Îți pare rău? Da. Eu sunt convins că ai ajutat Otilie. Doamne, nu mi-am dat seama că o să se ajungă atât de departe. Și eu am greșit, pentru că eu trebuia să o temperez. Eu trebuia să o potolesc. Hai, te rog. Te rog, nu te mai victimiza, bine? Că toată viața ai vrut să fiu cu fiica ta. Și știai că-s nefericit cu ea. Așa că scuză-mă dacă nu te cred. Petru, eu realizez că am greșit. Tu înțelegi? Poate că e prea târziu, dar realizez asta și îmi dau seama că greșesc. Și că mă las orbită de iubirea asta pentru ea. Dar e fiica mea, nu știu ce vrei, Vric. Numai pe mine mă are. Ce o să fie cu ea? O să o decad din drepturile părintești. Nu. Trebuie. Asta nu înseamnă că tu nu vei mai fi bunica lui Robi. Poți să vii să-l vezi oricând, dar ea nu. Oricum, nu cred că voia. Eu știu că tu acum gândești tot ce e rău despre ea. Dar eu nu pot, n-am voie. Eu nu pot să-mi pierd speranța, n-am voie. Eu trebuie să sper că într-o zi se va schimba, că într-o zi o să te surprindă, că ea va deveni o mamă mai bună, că o să-i vină mintea la cap. E normal să crezi asta, doar ești mamă. Dar eu sunt convins că Alice nu va fi niciodată mamă bună. Niciun caz una așa bună ca tine. Petru, fac griji pentru ea. Ce o să se aleagă de ea? Nu mai e problema. Cafeaua asta poate te mai trezești din beție. Mulțumesc. Deci? Așa facem? Te-ai întors la băutură? Nu, a fost o greșeală. Da, sigur. Îmi pare rău. Știu că am dezamăgit pe toată lumea. Și pe toți. Copiii mei. Te rog, orice, dar nu te victimiza, bine? Nu după tot ce ai făcut și tot ce s-a întâmplat. Știu că ești supărat. Nu sunt supărată pe tine, sunt supărată pe mine. Pentru că am avut încredere în tine. Toată lumea zice că sunt naivă, dar chiar așa e, să știi. Stai, stai. Mai vrei ceva? Nu, nu. Vreau să mai stai un pic. De ce? Mine. De ce? Pentru că te iubesc. Te rog, nu începe cu șantajul emoțional. Nu, nu, nu. Ești fata mea. Ești singura care mă accepți cu bune, cu rele. Și am nevoie de asta acum. Să știu că cineva mă iubește și că vrea să îi fiu tată. Normal că te accept. Că altfel n-aș mai fi rus să te cunosc, nu? Și da, și cu bune și cu rele, ești tatăl meu. Și cred că orice copil și-ar dori un părinte în viața lui, nu? Chiar orice copil?
Știi ceva de Alisa? Ai aflat ceva? Nu. Dar nu e ca și când suntem cele mai bune prietene. Nu a venit acasă aseară. Așa. Cum așa? Dacă i-a făcut Gianni ceva? Sau poate e la Răzvan? Bravo! Uite, nu mi-a dat prin cap că ar putea să fie cu el. Auzi, poți să vorbesc și eu ceva cu tine, te rog? Stai că am o treabă. Am o curiozitate, durează o secundă. Da, zi. Zi și mie, care-i bârfa de aici, de prin casă, legată de sarcina pe care am pierdut-o? Extraordinar, Gabi, de bârfe am eu timp acum. Te rog, Emma a venit la mine și mi-a zis că eu n-am pierdut sarcina, că eu am făcut avort, că nu era și... copilul. Nu-i așa? Otilia... Stai liniștită că nu o să-i spun eu lui Pavel, dar... Cât crezi că durează până când o să afle? Hm? Ce? Eu o să... Tu ce? Tu ce? Și dacă e adevărat și dacă nu e adevărat, uite în ce situație ai ajuns, că nu te mai crede nimeni nici când spui adevărul. Vezi? A. Alo, da, Răzvan. Da, te-am... Ce te mire așa? Te-am sunat să te întreb dacă știi ceva de Alice. Vreau apă. Vreau apă! Păi, idiotule, vreau apă! Vreau apă, vreau apă, vreau apă, vreau apă, vreau apă, vreau apă, vreau... Vrei apă? Da, vreau apă! Taci. Ai înțeles? Îmi strici surpriza. Nu pe mine mă vrei aici, idiotule, pe aia o vrei aici. Se rezolvă. Omoară-mă. De ce nu mă omori? De ce nu mă omori odată, idiotule? Omoară-mă, italian borât, mâncător de rohot! Te linți! Ce faci, mamă? Pe unde o mi-e treaba ta. Stai, mă! Stai și tu jos, mai vorbim și noi. Gabi, mă crezi proastă? Crezi că nu știu că încerc să mă convins să nu-mi insic nimic lui Pavel? Dar nu-i nimic de spus. Nu? Știu că l-ai mințit și trebuie să afle și el asta. A, da? Păi și cine o să-i spună ea? Păi dacă nu-i spui tu, am să spun eu. Serios? Da. Pentru că nu fac bine nimănui minciunile astea. Și o să te duci la el să-i spui ce? Că n-ai nicio dovadă, o să pară că e o bârfă. A, da? Da. Bun, păi dacă e o bârfă, de ce să-ți faci grijă dacă îi spun? Spune odată, Gabi. Parcă ziceai că o să-ți găsești un alt loc în care să vii. Andy, lasă-mă. Nu am chef de tine. Nu azi. De ce? Ai avut o zi așa specială? Am avut o zi oribilă. Ești mulțumit? Ah, ok. Da banul, Fabian, nu? De unde știi asta? Contează? Cu ce ești implicată? Hm? Vrei să fii complice la crimă? Asta vrei? Nu, nu. Normal că nu vreau asta. Și atunci de ce încă lucrezi pentru el? Pentru că m-a amenințat că o să-ți facă ceva. Să mă descurc și singur. Nu pot să te știu un pericol. Nu m-aș ierta niciodată dacă ai pățit ceva. Înțelegi? Tu încă mă iubești, nu? Așa e? Stai un pic. Ce? Te rog, Alice nu a venit acasă. Știi dacă e Gianni implicat? Alice, iar Alice. Sunt o simplă angajată. Nu știu nimic, Andy. Și mai ascultă. Ajută! Dă-mi drum! Păstrează-ți vocea. Trebuie să vezi ce voi discuta. Dă-mi drumul! Dă-mi drumul! Ajută!
Pavel, mai vorbește cu mine, ce e? A fost un prost. Nu trebuia să mă întorc la Gabi. De ce? M-a mințit. M-a mințit tot timpul. Copilul nu era al meu. Da. Ce, tu știai? Păi da, normal că știam. Și de ce n-ai zis nimic? Pentru că n-am mai vrut să mă bag între voi. Eu am ajuns la un echilibru și... Și ai zis, lasă-l pe prost că-și merită soarta. Da. Hai, mă. Nu era secretul meu. E între tine și Gabi. Doamne, dacă aș fi știut. Ei, dacă ai fi știut, ce? Nu mai iubeai? Divorțai sau ce? Hai, mă, Pavel, chiar te-a mințit mereu și... Tu tot cu ea ai rămas. Da, dar peste asta nu știu dacă pot să trec. Divorțezi? Nici asta nu știu. Da. Îți dau o cafea? Da, asta da. Mersi. Slabă, două cuburi de zahăr și puțin lapte, da? Ți-ai adus aminte? Da. Înainte să fiu amanta ta, am fost secretara ta. Alice, tu de când ești aici? Acum mai vrei să mai facem și conversație? Nu, încerc să aflu ce vor de la noi. E numai vina ta. A mea? Dacă nu apăreai tu, eu acum eram acasă, alături de familia mea, alături de soțul meu. Dar a trebuit să apar tu să-ți bași coada. De câte ori să-ți spun, Alice, că nu mi-am băgat coada? Nici nu știam că existi. Pur și simplu m-am îndrăgostit. Nu mi-am propus să mă îndrăgostesc. Așa. Credeam că ai murit. Mm-hmm. Tu n-ai vrut niciodată un bărbat bogat, cu multe afaceri, cu dita mai domeniu. Nu, tu ai vrut iubire adevărată, din aia pură, ca în povești, ca în basme. Chiar așa e. Mm-hmm. Chiar așa e, nici nu știam cine e Petru când m-am îndrăgostit de el. M-a apărat de niște golani care s-au luat de mine când mergeam la mătușa Maria, pe drumul ăla din pădure. Și a apărut pe un calal, nu? Ca să salveze o... Mă rog, cum salvează el așa pe toată lumea. Nu? Nici nu mi-a plăcut de el de la început. Dar de când? Ești sigură că vrei să știi? Dacă tot ne plictisim. Ok. De când am început să ieșim împreună? Când am văzut cât de mult îl iubește pe Robbie? Și când am văzut ce fel de om e? Când eram împreună, pur și simplu, simțeam că sunt acolo unde trebuie să fiu. Nu știu. Că suntem două inimi care bat la fel. Iartă-mă, n-am vrut să... Alice. Stai, dragă, liniștită. Oricum nu mai contează. Oricum o să murim. Nu, nu mai spune asta, că sigur ne caută. Poate pe tine. Pe mine nu mă caută nimeni. Nu e adevărat. Ba da. Am avut eu grijă să îi îndepărtez. Pe toți.
promis, iartă-mă, iartă-mă, puiul mami. Ce faci aici? Ce e, măi, Otilia, ce e? Ce e? Nu pot să nu mă gândesc la tot ce e mai rău. Înțeleg. Nu ai cum. Că știi că ultimul lucru pe care i l-am spus a fost că e un monstru. Hai, te rog, te rog. Nu pot să trăiesc cu asta, Petru. Nu pot. Trebuie să știe că orice ar fi și orice s-ar întâmpla, o iubesc, că e copilul meu, nu? Da, ea știe asta. Ba nu știe, nu! După tot ce s-a întâmplat și tot ce i-a spus, ultima noastră discuție a fost oribilă. Și în plus era acolo lângă tine când ți-a dat telefon și ți-a spus ce-a făcut. Îți dai seama că se simte trădată. Adică ea crede că eu te-am ales pe tine și că am abandonat-o pe ea. Dar n-are cum să creadă asta. Ai stat 3 ani la capul ei, serios. Zi de zi ai fost acolo, lângă ea, ai vorbit cu ea, ai avut grijă de ea. Serios, ești cea mai bună mamă pe care eu o cunosc și îți mulțumesc că ai fost mama mea. Dar nu are cum, ea profită de asta. Înțelegi? Și a profitat mereu, pentru că așa e Alice. Nu pot să vorbesc despre asta acum, te rog să mă înțelegi. Așa, ai dreptate, iartă-mă. Ok. O să o găsim, îți promit. Promiți? Îți promit. Și rezolvăm și problemele. Trebuie. Da. Da. Trebuie, pentru că noi suntem o familie și noi ne iubim, nu? Adică eu o iubesc, e fetița mea. E fata mea. Hai, gata, te rog, te rog. Să fie bine. Lasă-l, că nu contează. Ba da, răspunde dacă e despre ea. Hai, gata, te rog, răspunde. Da. Carla la telefon. Tata a răpit-o pe Lia. Ce? N-am vrut să te rănesc. Sunt sigură. Auzi, tu de ce nu faci un efort să te schimbi? Pentru că nu pot. Ba da, știi și tu că poți. Nu, nu pot. Cel mai bine ar fi să mor oricum, nu mă plânge nimeni. Alice, știi că nu e adevărat. Ai un copil care te iubește. Și nu știu de ce mă iubește. Că eu nu-l iubesc pe el și nu l-am iubit vreodată și n-am simțit nimic pentru el și nu merit iubirea lui. Pentru că orice copil își iubește părinții. Chiar și tu, după ce ai aflat? Nu e altceva, e... Tatăl meu a fost altul, a fost cel care m-a crescut. Nu. Tu ești sânge din sângele lui Gianni. Taci. Ce? Dacă e așa cum spui, ar trebui să ajungi să-l iubești. Nu, niciodată. De ce, dragă, nu ziceai tu că trebuie să ajungem să fim buni? Să iubim pe toată lumea? Ha? Gianni! Alice, taci, te rog! Te rog, nu-i spune. Nu vreau să afle. Tu nu vezi de ce e în stare? Cum îți imaginezi că aș vrea să am un tată ca el? Tatăl meu a fost un om bun. Cum a fost și Otilia mamă pentru Petru. Alege, Petru. Omoară-mă pe mine!
E foarte nobil, dar răspunsul tău nu mă satisface. Îmi pare rău. Va trebui să o alegi pe una dintre ele. Nu poți? E greu? Vrei să le împuși pe amândouă? Mai e 10 secunde! Alegeți!